Bostanii furajeri, comestibili sau decorativi sunt vedetele de necontestat ale celei de-a doua ediție a sărbătorii locale, Zilele Dovleacului, de la Poșta Câlnău. E un eveniment, zic eu, inedit și destul de haios, ca să spun așa, în acest weekend. În comuna Poșta Câlnău va avea loc festivalul etnogastronomic care se cheamă generic Zilele Dovleacului. Locuitorii comunei, cât și ai municipiului și cei din județ, vor avea posibilitatea să savureze, dacă vreți, aceste delicii culinare. Preparatele din Dovleac sunt extrem de apetisante și sănătoase și sunt apreciate nu numai de buzoieni, ci și de românii din alte județe, ori de alte popoare care au născocit rețete gustoase pe bază de bostan. Românii consumă cu plăcere de la semințele de bostan, care fac o concurență serioasă celor de floarea soarelui, cunoscute și sub denumirea neoșă de bomboane agricole, până la plăcintele frumos mirositoare. Toate acestea, inclusiv dulcețuri sau felii de bostan copt, vor putea fi găsite în weekend la Poșta Câlnău. Festivalul se va desfășura în perioada 16-18 septembrie, în fiecare zi, de la ora 14. Sunt invitați și artiști, mai ales artiști din județul nostru. Noi, neavând un buget foarte mare pentru la dispoziție, un buget foarte mare pentru această manifestare, dar ceea ce este important este că este o manifestare etnogastronomică, adică cel mai mult o să vedeți acolo artiști locali, artiști populari, prezentare de produse, de la, nu știu, produse animaliere, cereale, fructe, legume, de tot felul, vedeta fiind Dovleac. În afară de unele soiuri de dovleac importate de peste hotare, festivalul are și o tentă internațională, pentru că vor fi prezenți invitați și din alte țări în care sunt organizate manifestări asemănătoare. Anul acesta sunt, grație organizatorului, să spun așa, sunt invitații să participe cei din Republica Moldova și, practic, și reprezentanții celui mai mare festival de acest gen din Europa, cei din Serbia. Deci o să fie o surpriză destul de frumoasă. În afară de acest lucru, să știți că comuna, să spun așa, Poșta Câlnău, are și un invitat de onoare. De ce îi spun de onoare? Este maestru în gastronomia, eu știu, sigur, este vorba despre Horia Vârlan, care va găti pentru cei care vor veni să viziteze comuna și implicit să ia parte la acest festival. Pregătirile au început deja și de vineri vor începe și spectacolele oferite de Centrul Județean de Cultură și Artă, iar invitatul principal va fi interpretul de muzică populară Constantin Enceanu. Festivalul este unic în țară, iar altele asemănătoare mai sunt doar în Republica Moldova și Serbia. Inițiatorul Zilelor Dovleacului este buzoianul Ion Horhocea, cel care este și cel mai important producător de dovleci din zonă.